Salut, prieten! Vă sunteți pe canalul David Show. Astăzi ne jucăm Granny. Nu scula pe Granny. Trebuie să dăm de această roată și cât biscuit ne cad. Gândesc că se învârte cât biscuit ne cad. Atunci trebuie să-i furăm de la Granny. De atâtea ori trebuie să apăsăm pe acest buton. Este un buton. Eu zic, haide să începem. Mi se învârte. Cât este? 2 biscuiți. O să-i fur 2. 1, 2, mă rog, ia nu. Nu. Am furat 2 biscuiți. Iar o să dau tot 2. 1, 2. Imediat acum ca să la muscă. Oi, 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 Dacia! Am trezit-o, ia uitați, o să ridinți din gură. Aaa, ridic mânuța la școală! Mi-e doamne somn. Aaa, ridic mânuța! Hai, ia, Granny dinții, mănâncă-i. Vedeți eu? Gata. La revedere, Granny. I see you. Nu cred că i-am pus bine din ția. Ia. Gata. Haide să mai jucăm puțin. Să prindeți și voi seama cum se joacă acest joc. Bun, am pus toți biscuiții. Începem iarăși. Și după să ne jucăm și cu Magic Jean. Nu acela de l-ați mai văzut voi. În patru picioare o să-l vedeți. Celălalt. Un biscuit. Unul, da, unul. Așa, haideți să ne rotim. Dacă vreau sau nu să dau, vreau. Biscuite. Mi-e tot mi-e să puțin frică de asta. Trei biscuiți. Doi. Trei. Vreau să-l schimb. Haideți. Mânuțele la școală. Mie mi-e somnică. Mie mi-e somnică. Haideți să mai jucăm încă o dată. Adică nu, acum trebuie să ne jucăm cu acel Magic Jean. Imediat ca să pun și biscuiții în lădiță. În acest coșuleț. Gata. Ia și ruleta și imediat mă întorc cu el. O să-l duc aici mobilă. Ruleta și Magic Jean. Și ruleta și Magic Jean. Ia uitați.
Acesta eu nu o să-l scot din cutie, că dacă are baterii, o să... Ce scrie aici? Apasă-mă pe nas ca să te conving. Haideți să vedem. Bună, prietene! Eu sunt Super Magic Cheese. Sunt nemaipomenit de inteligent și pot să deduc orice gândești. Știu că nu mă crezi, doar sunt incredibil. Permite-mi să-ți demonstrez. Pune-ți ceva în gând și eu am să încerc să deduc la ce te-ai gândit. Tu alegi domeniul. Animale, sporturi, meserii, îmbrăcăminte sau fructe și legume. Vrei să vezi cât de bine mă pricep la animale? Răspunde cu da sau nu. Da, Bună alegere! o În să ne jucăm cu materie de toate. animale, nimeni nu e mai priceput ca mine. Gândește-te la un animal. Spune ok când ești gata. Poți să repeți? Ok. Super! Am să-ți pun o Crocodil. întrebare. Răspunde cu da, Este nu crocodil, dacă el nu știe sau ce nu vorbește, știu. n-aude, deci Poți să crocodil. spui și depinde. Animalul acesta are dinți? Da? Animalul acesta mănâncă plante, iarbă și fructe? Nu știu. Bine! Animalul acesta este mai mare decât un cuptor cu microunde? Da. Bine! Ți-ar plăcea să ții acest animal în casă? Aha! Animalul acesta poate să sară? Da. Încă puțin și mă prind eu. Animalul acesta are iare? Nu știu. Ok. Animalul acesta trăiește în pădure? Nu. Ok. Animalul acesta este periculos pentru oameni? Da. Mă gândeam eu. Animalul acesta are pete? Da. Foarte interesant. Animalul acesta trăiește mai ales în Africa? Înapoi. Animalul acesta are pete? Nu. Aha, înțeleg. Animalul acesta este foarte mare? Da. Animalul acesta are păr sau blană? Nu. Bine. Animalul acesta are numai patru picioare? Da. Aha! Animalul acesta trăiește în mlaștină? Da. Ok. Are o denumire compusă din mai multe cuvinte? Nu. Mă gândeam eu. M-am prins, cred. Pun pariu că te-ai gândit la un dinozaur. Chiar la asta te-ai gândit? Sau la ceva mai exact? Nu. Bine. Animalul acesta trăiește în lacuri și râuri? Nu. Foarte interesant. Ok, cred că mi-am dat seama. Am senzația că te gândeai la un dragon de Komodo. Ei, cum e? Am dreptate? Nu. Nu. Respect! Ai reușit să mă învingi. Ce zici de o nouă provocare? Da. Să mai încercăm o dată animale? Nu. Bine, vrei să vezi cât de bine mă pricep la sporturi? Răspunde cu da sau nu. Da. Așa da, în materie de sporturi, nu mă înșel niciodată.
I-am antrenat pe unii dintre cei mai mari atleți ai lumii, dacă îți vine să crezi. Gândește-te la un sport. Spune ok când ești gata. Ok. Minunat! Trebuie să purtăm cască în timp ce practicăm acest sport? Nu. Aha, înțeleg. Football. Se practică mai ales în spații închise? Nu. Se joacă cu mingea? Da. Bine. Îți place să-l urmărești la televizor? Da. Aha. Nu, el a înțeles, nu. Poți să pasezi mingea cu echipierilor tăi în acest sport? Nu știu. Bine. În acest sport, nu pot. Adversarii sunt separați printr-o plasă? Nu. Ok. Se marchează goluri în acest sport? Da. Mă gândeam eu. Da, ăsta are mai multe decât ălalt. Există driblare în acest sport? Nu. Foarte interesant. Asta e. Am ghicit. Dacă nu mă înșel, te-ai gândit la săritura cu cangurul. Să nu-mi spui că n-ai făcut-o niciodată. Să călărești un cangur e ceva cu totul deosebit. Trebuie neapărat să încerci. Nu, serios acum. A fost doar o glumă. Se practică în apă sau pe apă? Nu. Aha, înțeleg. E un cuvânt care începe cu litera F de la Florina? Da. Știu. Stai așa, nu-mi spune. Pun pariu că te-ai gândit la fotbal. Așa e? Da! Am câștigat. Chiar ți-ai închipuit că poți să mă bați? Nici o șansă. Mai facem o rundă? Nu. Pe curând, prietene. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și să vă abonați. Pa!